Bună ziua, suntem la Grădina Botanică din Bucov, suntem cu domnul Mihai Pârvu. Am zis bine? Da, da, foarte bine. Vă rog, spuneți-ne ce găsim aici și o bucățică din istorie, că ne-a spus că... Sigur că da, pe cu asta trebuie să începem, cu istoricul acestui proiect care a demarat în 2008. Am avut un teren pus la dispoziție de 15 hectare pentru a înființa o grădină botanică. În acest sens, Consiliul Județean care se ocupă de acest proiect a scos la concurs pentru a alege un proiect câștigător privind înființarea unei grădini botanice. Și o firmă de arhitectură peisagistică din București a câștigat acest concurs, deci s-a procedat la începerea lucrărilor. Prima dată am făcut gardul, apoi partea de electricitate și următorul pas logic a fost să avem o sursă de apă, desaforat în plus de apă, și acum avem apa necesară pentru proiect. Și apoi, pe măsură ce am primit fonduri, am început plantările, făcute după proiect. Deci doamna arhitect peisagist a hotărât câți tei sau câți arbuși de viburnum care aveți în spate sau câți pini să plantează și unde. Da? Noi, în calitate de Muzeul Județean de Științele Naturii, am primit sarcina de a administra, de a îngriji acest proiect. Și după cum vedeți, și o să vedem în continuare, am finalizat o treime, adică 5,5 hectare din cele 15 sunt finalizate. Urmând ca pe măsură ce o să avem fondurile disponibile, să continuăm și pe celelalte 10 hectare care le avem acum, să implementăm celelalte obiective care sunt în acest proiect de amenajare a unei grădini botanice, cred că este cea mai tânără grădină botanică din România. Aici, acum ceva vreme, nu era decât un câmp, da, cu bolovani, care încet, încet ne-am străduit să-l aducem la starea pe care o vedeți în momentul de față. 5 hectare de vegetație, de flori, la 4,5 km de Ploiești, înseamnă foarte mult din punct de vedere al oazei de verdeață și de frumusețe și din punct de vedere al aerului. Nu uităm că Ploieștiul este un oraș foarte poluat, da? Și că orice colțișor de verdeață este foarte important, foarte pentru binevenit, da, sănătatea noastră. Și avem în această perioadă de timp, ne-am bucurat să avem foarte mulți vizitatori, în special părinți cu copii mici, care caută aici un loc liniștit, un loc în care și copiii să se joace, dar și părinții să se relaxeze. Și un loc sigur, fiindcă noi nu suntem un parc de agrement, noi suntem o secție de muzeu în aer liber, care se supune acelorași rigori. Da? Deci, curățenie, liniște și ordine, în care lumea să vină să admire, să contemple natura și frumusețile care se pot vedea aici. Ceea ce spun eu că până acum scopul a fost îndeplinit, fiindcă avem foarte mulți copii care vin nu numai individual cu părinții, și în cadrul unor lecții pe care colegii mei le susțin în parteneriate cu școlile, alte lecții decât cele care de obicei copiii le au în cadrul programei școlare. Și avem copii de la vârsta de grădiniță, grupa mică, până la cei de clasa 8-a, da, în care învață aici noțiuni elementare de ecologie, despre evoluția plantelor, cum să planteze, cum să întâmplă acest proces. Ei, cu ajutorul colegilor noștri, fac aceste operațiuni, plantează semințe, vin apoi la un interval de 10-12 zile să vadă din acea sămânță pe care ei au plantat-o, au îngrijit-o, ce plantă a răsărit sau cum s-a dezvoltat. Și mai departe, sigur, evoluția plantei până la intrarea, să zicem, într-o anumită zonă unde urmează să fie plantată. Deci, pe lângă partea de recreere, relaxare, există o parte foarte importantă de educație.
în special pentru generația tânără, prin care noi urmărim această conștientizare pe care vrem să o aibă cât mai multă lume despre protejarea naturii, despre beneficiile naturii, da, de ce trebuie să fim atenți și ce ne dăruiește natura, inclusiv prin această bucățică de verdeață pe care am reușit să o creăm, acest 5,5 hectare, da, care sunt finalizate și sperăm să continuăm proiectul pe suprafața pe care o avem disponibilă. Deci, cam ăsta este istoricul acestui proiect, fiindcă este un proiect nefinalizat, de-aia spun tot timpul este un proiect, avem o parte finalizată, dar urmează să se continue pe măsura accesării fondurilor sau... Dar, alte întrebări care le-ați mai avea despre... Mai vorbim și cu colega, că am înțeles, da, că dânsa ne poate spune... Despre plante, despre și plante. Așa, da. Nu pot să nu remarc că n-am cum mirosul care... Da, este o perioadă extraordinară pentru trandafir. Noi avem o întârziere în dezvoltarea vegetației, deci acum perioada cea mai frumoasă, înflorirea cea mai frumoasă la noi este a trandafirilor în Ploiești, spre deosebire, deși sunt doar 4 km, trandafirii sunt de mulți timp înfloriți, deja prima înflorire începe să se treacă. Da, deci este un colț foarte frumos care merită vizitat, da, și nu numai de părinți cu copii, dar și de ceilalți oameni. Da? Și am văzut că aveți și alei. Da, sunt foarte multe alei, fiindcă aici. Proiectul a fost gândit de către doamna arhitect ca un mix de grădini, okay, adică configurația terenului, un teren plat, a impus ca și rigoare doamna arhitect să folosească acest teren prin alcătuirea mai multor grădini. Grădina engleză, grădina franceză, grădina italiană, o zonă alpină, în care să putem distinge, dacă ne ducem, caracteristicile specifice acestor tipuri de grădini. Toată lumea știe despre grădinile franceze, vestitele grădini de la Versailles, că sunt cu forme geometrice, regulate, multe fântâni arteziene, spre deosebire de grădinile englezești, care au ca și idee o intervenție cât mai puțin vizibilă a mâinii omului și cu o apropiere cât mai mare de natură. Și prin materialul dendrologic plantat, specific acestor zone, cum este, de exemplu, lavanda în zona grădinii franceze, toată lumea știe despre lavandă, că se cultivă în mod intensiv în Franța și la ce este folosită, se încearcă această diferențiere pe măsură ce parcurge grădina botanică între stilurile grădinilor de care am amintit. Da. Da. Alte cuvinte... Înțeleg că aveți destui de mulți vizitatori, dar înțeleg că, da, sunt cei localnici, da, să zic așa. În special cei, da, foarte puțin vin în weekend din alte localități, dar avem și din județele care ne înconjoară, și din Ialomița, și din Buzău, bine, avem și din București, da, avem comparații tot timpul cu alte grădini, dar nu uităm să spunem că aici este o grădină foarte tânără, în care tot ce s-a plantat a fost la o vârstă, vorbesc de materialul dendrologic, mică, da, șansele de supraviețuire sunt cu atât mai mari cu cât vârsta la plantare este mai mică. Și să mai adăugăm și faptul că încă mai există posibilitatea de... Teren, avem încă teren, da, pentru continuarea proiectului. Sperăm fondurile să fie alocate pentru partea de investiții, astfel încât treptat să adăugăm și celelalte obiective care sunt înscrise în acest proiect pe care noi îl știm, îl cunoaștem. Dar așteptăm fondurile pentru a putea avansa și finaliza acest proiect,
care se învecinează în partea dreaptă cu grădina zoologică. Este un alt obiectiv care este tot în satul Bucov, alături de grădina noastră botanică. Deci un pol, așa să zic, de agrement și de relaxare. Da. Partea de zoo cu parcul de agrement și partea de și partea de relaxare. Poți să te duci să faci întâi partea de distracție și apoi, după atâta distracție și eventual văzut, vii într-o zonă în care este liniște. Aici nu avem zgomote, muzică, dar este doar natura și liniște și parfum. Da, și parfumul florilor. Acum avem tei înflorit, care se simte foarte bine. Bine, mulțumim tare mult. Acum vorbim mai departe și cu colega. Sigur că da. Suntem acum cu doamna Luminița Găitănaru, muzeograf la Grădina Botanică din Bucov. Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit la Grădina Botanică Bucov. Grădina Botanică Bucov este un proiect de mare anvergură și s-a derulat începând cu anul 2008. Este împărțit în mai multe grădini, printre care grădina engleză, unde ne aflăm, s-a început amenajarea ei în anul 2008, unde s-a plantat o serie de specii de arbori și arbuști ce au îmbrăcat perimetrul grădinii botanice. Platani, frasini, arțari, catalpe, corn, spireia, veigela și deuția. Plantația perimetrală a fost completată în timp cu o frumoasă alee de trandafiri din diferite soiuri și câteva zeci de exemplare de arbuști din specia Viburnum, specie viguroasă, cu frunziș permanent, originară din Asia. Grădina engleză este realizată în stil peisager, în care traseele sunt libere, sinuoase, elementele vegetative sunt astfel plantate, încât conferă spațiului un aspect natural, folosește în compoziția peisageră masive izolate de arbori, alcătuite din specii de conifere și foioase. Bun, acum tot în cadrul grădinii engleze sunt începute câteva colecții deosebite de bujori, aster și iris. Deci o luăm pe aici prin dreapta? Da, este tot grădina engleză. Este cea mai întinsă ca dimensiune dintre toate grădinile noastre și predomină foioasele, coniferele și, cum v-am spus, și câteva colecții începute de aster, iris, bujori. Și în jurul dumneavoastră vedeți și conifere și foioase și o varietate de graminee. Da, asta mi-a atras privirea. Da, foarte frumoase. Ia, mai întoarce-te un pic. Un exemplar. Da, avem și, avem și animăluțe, popândăi și câteva familii de iepurași foarte drăguți, care ne încântă cu privirea și nu sunt nici sperioși. Ah, ce tare! E splendoarea copiilor. Aici aveți o catalpă foarte frumoasă, globuloasă, o varietate foarte frumoasă. Aceasta de aici. Aceasta care și un molid înțepător albăstrui foarte frumos, decorativ. Acesta. Mhm. Vezi ce frumoasă este? Da. O varietate foarte frumoasă. Să mergem prin grădina engleză să vedem arborele de la lele. Încă mai este înflorit și este foarte frumos. Legat de îngrijire, cum? Îngrijirea grădinii botanice este realizată de către personalul grădinii botanice, doi muncitori, un tehnician, un inginer,
un gestionar, un muzeograf și doi paznici și, în ultimul rând, șeful de secție. Ok. Aceștia suntem cam toți. Ok, ok. Din păcate, personalul este deficitar, iar lucrările sunt multe și necesită timp și migală. Mm-hmm. În stânga? Stânga, da? Stânga noastră. Aici avem câteva varietăți de salcâm. Ce-i piramidal, da, și globulos. Salcâm piramidal și salcâmul globulos, da, de diferite culori și forme. Aceasta este frumoasa alee cu trandafiri. Aceasta, da. Da. Și în partea stângă avem un arbore foarte frumos, la care aș vrea să ne oprim, în stânga. Partea stângă, da. Ala. Se numește liriodendron, tulipifera, arborele de lalele. Este o specie foarte frumoasă și vedeți florile încă înflorite. Wow. Uitați aici, da? Dacă puteți să luați un cadru pe o floare, yeah. Foarte frumoasă. Poate avea oricine arborul acesta în curte? Nu necesită foarte multă îngrijire. Este un arbore deosebit, are o creștere lentă. Nu cred că ar avea cineva probleme să-l aibă. Am înțeles că, într-adevăr, este căutat de pasionații de horticultură. Nu are nevoi speciale, okay. Și nici îngrijiri speciale. Okay. Mergem să ne uităm puțin. Ah, am închis sera. Ne aflăm tot în grădina engleză. După cum vedeți, coniferele sunt la ele acasă. Coniferele s-au adaptat foarte bine, dar și foioasele. Iar trandafirii, care știți că sunt foarte rezistenți, sunt, după cum vedeți, la prima înflorire și au... La prima înflorire de anul acesta. De anul ăsta, ok. Am trecut de ea. Acesta este un frumos exemplar, dar era la intrare, scumpia regală. Mm-hmm. Aici a fost transplantată și și-a revenit cu succes. A fost transplantată din zona unde acum este sera noastră de expoziție. Deci, în partea dreaptă. În partea dreaptă o să mergem către grădina franceză. Acolo e și fântâna? Unde este și fântâna, okay. Arteziană, care este singura fântână arteziană sub formă de piramidă din țară. Ah, ok. Are o curgere de apă spectaculoasă și l-a răsărit mai mult. De cele mai multe ori se formează curcube. Ok. E foarte interesant. Aici este colecția de iriș. În partea din față, cele două romburi. Pe zona aceea de graminee este începută o colecție aceea de aster, de care v-am spus, și undeva spre ieșire începută o colecție de bujori. Aici este, din păcate, da, fântâna s-a oprit la ora 18. Aici sunt câteva exemplare deosebite aici. De Hemerocallis. Adică și acestea? Da, de aici, așa. Și denumirea populară? Are vreo denumire populară? Crinul de o zi. Așa, că îmi părea cunoscut. Aici avem un exemplar foarte frumos,
Florile lui sunt spectaculoase și frumos mirositoare. Înflorește primăvara. Se numește amelanchier sau arborele de stafide. Fructele sunt comestibile. Ok. Da. Și aici avem un delicios conifer, cum îi zic eu. Delicios. Acest exemplar este într-adevăr delicios. Este pinul moale, care este cel mai prietenos conifer din grădina botanică. Este preferatul copiilor, mm-hmm, pentru că este și pufos, cum da, zic ei, și conurile lui sunt spectaculoase. Sunt mărimea lor, după cum o vedeți, da, conurile sunt foarte mari și decorative. Da. Foarte super. Uitați. Dacă puneți mâna, el este moale. Da. Nu înțeapă, știți, coniferele de obicei înțeapă și da, au frunzele sub formă de țepi. Da. Ne îndreptăm spre grădina franceză. Hai să vedem ce face grădina franceză. Se caracterizează printr-o formă geometrică plană cu partere vegetale brodate. Adică, amenajarea cumva este în oglindă. Tot ce vedeți pe partea stângă, regăsiți și pe partea dreaptă. Iar în centru acestei grădini este proiectată, după cum vedeți, o frumoasă fântână arteziană. Și de jur împrejur, frumoase borduri cu trandafiri. În jurul fântânii arteziene, după cum vedeți, avem o varietate de lavandă, care urmează să înflorească. Mm-hmm. Și ne îmbată cu parfumul ei, da, pe tot timpul anului. În tot timpul anului. Sau. Câteva ronduri cu crăițe. Și în această grădină avem și conifere și foioase. Ne îndreptăm spre grădina italiană, care cuprinde soiuri ale unor specii de arbori și arbuști cu foliaj colorat permanent, foarte decorativ. Și fazani. Da, i-am auzit. Te-ai și văzut, da? Da. Frumoasă arcadă cu trandafiri. Da. Un frumos exemplar de tisa, aici, în partea stângă. Este o specie protejată în România. Taxus bacata. Este declarat monument al naturii. Aici, grădina italiană are o singură alee. Avem aici un frumos castan roșu. Care e? Acesta. Acesta? Da. Mm-hmm. Flori e foarte frumos. De ce castan roșu? Pentru că are florile liliachii spre roșu. Este denumirea populară castan roșu. Este un castan mic, foarte frumos, decorativ, prin flori. Da. Înflorește înaintea castanului alb pe care îl cunoaștem și care este comun. Acesta este un castan sălbatic foarte frumos și decorativ și face și fructe. Adică acea castană. Da, are și face și el la fel ca cel de pe aleea cu castani, da, bulevardul, da, de Ploiești, da? Face și el castane, castanele lui sunt puțin mai mici. Aici avem un puiuț de tisa, da? Da? Și aici pentru copilaș am amenajat noi în partea stângă, da, un iaz cu peștișori exotici. Oh. Și de jur împrejurul lui o să vedeți două varietăți de salcie
salcie creață și salcia normală pe care o știți dumneavoastră și câteva plăntuțe de apă. Și aici nu oferi. Peștișorii probabil sunt obosiți, dar sperăm să ne întâmpine. Și în față aveți un frumos exemplar de oțetar. Okay. Are o caracteristică deosebită. Fructele de anul trecut le prind pe cele de anul acesta. Sunt foarte frumoase și este decorativ și prin fructe și prin port. Vedeți ce port frumos are și frunzele sunt deosebite. Cel din fața dumneavoastră. Aici un clematis foarte frumos. Acesta? O clematită, da, popular. Da, să ne dați și termenele populare, că așa le mai... O clematită. Da. Foarte frumoasă. Arțarii roșii, care sunt foarte frumos decorativ prin frunze. Da. O frumoasă alee de arțari. Și ne îndreptăm spre zona alpină și plante medicinale. Uite aici, aici, în partea stângă, avem câteva exemplare foarte frumoase de mălin. Mălinul este și este un arbore decorativ, dar și o plantă medicinală. Fructele sunt comestibile. Aici este zona de plante medicinale. Ce din stânga de aici? Bucătină, lavandă, calomfir, mahonie. Aici este sectorul alpin. Aici prin stânga? Sector aici. Alpin. Aici era legenda, dar nu este așa de bine pusă la punct. Cu plante din zona de munte, ienuperi, de mai multe categorii, cotoneastăr, albinuțe, câteva varietăți de corn. Aici avem și un tei și o salcie japoneză creață, care din păcate cred că dă semne de probleme. Și în partea cealaltă, da, aici venim cu copii și spunem că este grădina secretă. Aha. Pentru că lor le place întotdeauna să se ascundă. Da, și da. Aici își găsesc loc de ascuns. O varietate de hibiscus, un tei argintiu, avem evonimus, câteva varietăți de evonimus. În dreapta este altă varietate. Ce de aici, da, în spate? Bicoloră, variegate, e nupăr, câteva borbieni. Dracila roșie, omniprezent. Așa, da? Se numește? Dracila roșie, da. Ok. Și aici cel mai frumos exemplar, după părerea mea, care se colorează toamna în culori deosebite, lichidambarul. Acesta. Da. Uh-huh. Are spre toamnă foarte multe culori, de la galben, cărămiziu, până la roșu. Uh-huh. Se colorează în foarte multe culori, iar fructele sunt sub formă de biluțe, țepoase. Le spun eu, okay, copiilor, le văd, da, că se aseamănă cu globulețele. Deci trebuie să fie superb și toamna aici. Este cel, da, culorile sunt deosebite toamna. Grădina își îmbracă culorile de la galben, cărămiziu, până la roșu.
acest frumos exemplar are denumirea populară arborele aligator. I se spune așa datorită scoarței care are forma, dacă observați, forma da. A unui aligator. Acesta. Foarte frumos. Da, coloritul lui este deosebit. Să mai mergem spre... Uitați, și aici avem o varietate de oțetar, o catalpă. Acesta e oțetarul? Da, acesta e oțetar, denumirea științifică Rustifina. Și mi se pare că miroase. Da, este foarte frumos. Vedeți că aceasta este altă varietate. În partea aceea spre Iaz era o altă varietate, iar acesta are portul ușor piramidal. Iarăși un exemplar frumos de Tisa. Aici este forsiția. Nu, aici, cea care Tisa. Este de... Și aici forsiția care este, care înflorește primăvara, o vedeți în grădin, este de culoare galbenă. Este printre primele care înfloresc în grădina noastră primăvara. Liliac. Uitați să vă spun că avem câteva exemplare foarte frumoase și de liliac. Și el înflorește în perioada de primăvară. E, și iată cât loc mai aveți în stânga de extindere. Mai avem încă 10 hectare da. Pentru amenajări ulterioare. În funcție de bugetul alocat. Uitați și un fazan foarte uite, frumos. Alergă. E o fazăniță, de fapt. Uite, uite. Da, avem și animăluțe pentru că acum este liniște. Și au început ele... să iasă. Și au început să iasă. Avem și o vizuină de vulpe. A, da? Undeva în depărtare, dar am descoperit-o când am mers cu copilașii. Ok. Și nu deranjează? Nu deranjează pe nimeni. Ea își face treaba ei acolo. Ok, ok. Vedeți ce frumos exemplar de lavandă. Cel de aici? Da. Un... Da. Da, timpul a permis și ploile au ajutat la o dezvoltare spectaculoasă. Da. De fapt, ea este plantată pe un rond, nu se mai vede rondul, așa de frumos s-a dezvoltat. S-a dezvoltat mult da, prea mult. Foarte da. Frumos. Dacă vreți, mergem să vă arăt și un exemplar de arborele iudei. Da. Care... Este foarte frumos, tot în perioada de primăvară. Are o caracteristică deosebită. Întâi înflorește, are flori sub formă de buchețele de culoare roz și după aceea se dezvoltă frunzulițele. Este cel cu frunzele de culoare grena. Avem și un mic exemplar de arbore mamut, tot în fața dumneavoastră. Acesta este arborele iudei. Cel de aici? Denumirea științifică, Cercis. Cel grena. Cel grena. Întâi a avut florile sub formă de buchețele. Este o catalpă globuloasă. E aproape aceeași varietate pe care am mai întâlnit. Acesta este Cercis sau arborele iudei. Denumire populară. V-am spus, primăvara este plin de flori de culoare roz, sub formă de buchețele. Este foarte frumos. Oricum, aici merită să vii în orice zi. Și în orice anotimp. Fiecare anotimp da. Are frumusețea lui. Exact. În fiecare perioadă a anului înflorește câte ceva.
începând cu forstiția, cum v-am spus, liliacul, corcodușii roșii de la poartă, iarăși sunt de la intrare, sunt foarte frumoși. Și continuând cu trandafirii, care sunt spectaculoși în această perioadă, este prima lor înflorire. Dar nu aveți specii care sunt afectate de frigul iernii? Cele care au fost afectate le-am protejat în timp, cum ar fi agava din fața dumneavoastră, este o aici. Care e aceea? Agava. Ah, da? Ok. Peste iarnă am protejat-o cu folie anti-îngheț. Faceți o căsuță așa micuță, nu? Da, am protejat-o cu folie anti-îngheț. Da, este un exemplar spectaculos. Chiar. Este, da, este din familia, din, da, crasulacee. În Mexic sunt adevărate culturi, cum sunt la noi culturile de cereale și porumb. La ei această spectaculoasă plantă este crescută pentru tequila și sucuri. Și la sfârșit, după ce se exploatează, planta moare. Suntem în amenaj. Deși puiuții aici, nu? Puiuții, da, sunt puiuții ei și se înmulțește foarte ușor. Dacă observați, chiar și toate au fost protejate peste ea. Nu uitați cât, uite, ce mulți pui au fiecare. Uite. Da, au rădăcinile foarte viguroase și o dezvoltare destul de rapidă. Aici avem o frumoasă alee cu leandrii, care peste iarnă sunt protejați în seră. Aha, îi puneți în seră. Da, nu rezistă peste iarnă. Adică cei de aici? Da, pe partea stângă și pe partea dreaptă sunt diferite culori. Da. De la roz, alb. Alb, roz, roz mai deschis și roz mai închis, cu floarea bătută sau simplă. Și aici avem o seră. Este ultima, este singura clădire. O seră cu câteva plante exotice. Cu o sală de conferințe și câteva birouri. Aici este mini colecția noastră de cactuși. În fiecare an îmbunătățim speciile cu soiuri noi. Veigela mai este înflorită în această perioadă. Ce a roz de aici, nu? Da. Roz și albă. Aha, ce de aici de albă. Da. Și am ajuns din nou la un pin moale. Da. Ne continuăm plimbarea spre intrare pe frumoasa noastră alee cu trandafiri. Într-o liniște unde se aud și grerii, dacă... Da, îi aud. Dacă îi auziți. Uitați ce frumos exemplar de platan. Cel din spate? Da. Vedeți, sunt și fructele în copac. Un gard viu din tuia. Frumoșii arțari arlechini, cei din dreapta. Aici o varietate de liliac. Tot așa, au două culori. Da, este foarte frumos, de aceea și spune, îi se spune arțarul arlechin. Uh-huh.
Oțetar? Iarăși oțetar, da. Am început să-i cunosc. Super! Mai veniți odată și da. Sunteți... Urmează să fiți ghid pentru vizitatori. Da, vedeți ce frumos și, și umbră și destul de plăcut în zona lor. Au format, asta a fost și ideea zonei perimetrale, să ofere protecție și fonică și pentru praf, mai ales cele din copacii din zona dinspre stradă. Și fonică, dar și în zona aceasta de protecție a celorlalte plante din interior. Ele fiind dezvoltate, asigură protecție și împotriva vântului și a prafului. Da. Și pentru vizitatori cât de cât și fonic. Să aibă liniște, da. Da. Aici, după cum vedeți, untei. Da. Care ne îmbie cu mirosul lui. Este foarte bogat. Avem două varietăți pe această alee. Dracila roșie, din nou, sau dracila cu frunze roșii, berberis, denumirea științifică. Iarba elefantului, un exemplar de graminee foarte frumos. Cea din spatele cea din spate, dacă puteți da? Să ajungeți, da? Are și indicator. Acesta este viburnum, de care v-am spus că este verde și în perioada de iarnă. E un verde lucios. Da, da. Da. Și are florile albe. Sclipește la lumina da. Soarelui. Și este verde și în perioada rece. Mm-hmm. Un exemplar... donat de o familie de ginkgo biloba. Uitați-l aici? Aici. Da. Nu, nu. Nu. În interior, uitați aici. Ginkgo biloba, știți că este cea mai bătrână specie de pe pământ. Și ea este singura vietate, dacă putem să-i spunem așa, care a rezistat după căderea bombei de la Hiroshima în anul următor. La câțiva metri de craterul bombei a ieșit un exemplar. Aici avem un exemplar foarte frumos de salcie japoneză. După cum vedeți, este decorativă prin frunze. Aha, pare frunzele că este înflorită, colorate, da. Dar ea este decorativă prin frunze. Coloritul este deosebit. Și aici un arțar japonez. E unul din exemplarele spectaculoase. Vedeți ce frumos este? Da. Da, când erau puiuți, i-am protejat peste iarnă, dar avem mai multe exemplare. La momentul acesta este s-a dezvoltat și nu necesită protecție. Scumpia regală. Este un exemplar foarte frumos. Decorativ prin frunze și prin flori și după câteva exemplare de calocedru sau cedru de tămâie. Acesta cu frunze galbene? Da, okay. Variegata, care este foarte frumos, până și scoarța miroase a tămâie. Sunt două varietăți, acesta și cel din partea cealaltă, cotoneaster avem în zonă. Iarăși un exemplar de arborele iudei, cercis, care are și fructele, păstăile, de fapt, este din familia leguminoaselor. Celălalt nu avea, ați văzut, era o altă varietate. Vedeți? Acela avea frunzele de culoare roșiatică, iar acesta este de culoare verde. Este un exemplar foarte frumos, primăvara, după cum v-am zis, are foarte multe flori.
Și în jurul nostru ce mai avem? Corcodușul roșu, care este foarte frumos, acesta? Are și fructe, da. Sunt aproximativ 14 exemplare în această zonă. Iarăși un oțetar, pentru că este un arbore invaziv, îl găsim prin toată grădina. El se mulțește foarte ușor. Și am ajuns spre zona de intrare în grădina botanică, unde ne întâmpină o varietate foarte frumoasă de trandafiri, Double Parfum. De ce Double Parfum? Așa se spune, da? Denumirea populară, pentru că miroase și foarte frumos. Double Parfum, după numele dat de cel care l-a descoperit sau l-a înregistrat. Uh-huh. Platanii, da? Cei din partea cei din, da. Okay. Despre care v-am spus că... Care să acopere praful, da, să nu vină praful, zgomotul. Ca o perdea sau o barieră pentru praf și pentru zgomot. Și să acopere sau să protejeze arborii, arbuștii și plantele de curenții de aer, pentru că suntem într-o zonă unde curenții de aer sunt foarte agresivi uneori. Ne-a făcut o deosebită plăcere. Mulțumim frumos, vă așteptăm cu drag în continuare. Atunci vă urăm toate cele bune și merită să dați o tură pe aici. Dar să vă luați timp și răbdare și să vă concentrați în toate anotimpurile anului, pentru că fiecare anotimp este deosebit în felul lui. Vă așteptăm cu drag. Toate cele bune!